Bună ziua, domnul Alexandru. Bună ziua tuturor. Bună ziua. Sperăm că prezentarea dumneavoastră va fi de un mare interes pentru membrii asociației și pentru toți producătorii de fructe din Republica Moldova, care sunt în căutare de soluții eficiente și inteligente pentru a avea permanent energie. Da, în primul rând vreau să mulțumesc organizatorilor pentru această oportunitate de a participa în cadrul acestui eveniment frumos și util, cred eu, producătorilor din domeniul agricol. O să mă strădui să îmi focusez atenția față de întrebările pe care le-am avut pe parcursul activității mele de la producătorii din domeniul agricol. Astfel, vă voi prezenta astăzi cele scheme de sprijin ale statului în domeniul energiei din surse regenerabile. Vă voi focusa atenția asupra schemei de sprijin contorizarea energie. Astfel, principalele instituții responsabile de domeniul energiei regenerabile și de reglementare în acest domeniu sunt Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția pentru Eficiență Energetică și Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Pe scurt, despre misiunea Agenției pentru Eficiență Energetică, noi suntem o autoritate administrativă din subordinea Ministerului Economiei și Dezvoltării Regionale. Misiunea agenției este de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și al valorificării resurselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și al schimbărilor climatice. Pe acest slide de diagramă v-am prezentat consumul final de energetic pe diferite domenii, astfel lider la consumul energetic este sectorul rezidențial, urmează sectorul transport, mai apoi sectorul industriei și doar cu 5% este sectorul agricol. În anul 2010, în anul 2016 a fost aprobată legea cu privire la promovarea energiei din surse regenerabile. Această lege a venit cu o inovație și anume cu trei scheme de sprijin ale statului pentru potențialii beneficiari de producerea energiei din surse regenerabile. O să încep de la, pe scurt, să mă încadrez în timp, de la schema de sprijin prețul fix. Această schemă de sprijin este dedicată producătorilor de energie din surse regenerabile care intenționează să construiască capacități destul de considerabile de instalații regenerabile pentru a vinde energie în rețea. Principiul de bază acestei scheme de sprijin este că vor fi selectați producătorii de energie din surse regenerabile în baza unei licitații organizate de guvern și alocările de capacități vor avea la bază oferirea prețului cel mai mic la producerea energiei regenerabile. Adică cei care vor dori să construiască instalații din surse regenerabile vor trebui să concureze în baza prețului oferit. O altă schemă de sprijin este tariful fix, care prevede iarăși un mecanism de susținere a producătorilor de energie care vor să facă o afacere în acest domeniu și vor să vândă energia produsă din surse regenerabile la un preț, la un tarif fix pe un termen de 15 ani de zile. Această schemă de sprijin deja a fost implementată în Republica Moldova în anul 2020, unde au fost oferite tarife fixe la diferite tehnologii și la diferite capacități. Câteva indicii la schema de sprijin tarif fix are și o limită de capacitate. În această schemă vedem că instalațiile care pot beneficia de schema tarif fix trebuie să aibă o capacitate de instalată de la 10 kW până la
4 megawați instalații eolene și până la 1 megawați instalații fotovoltaice. Chiar recent, în miercuri din săptămâna curentă, guvernul a aprobat o hotărâre de guvern cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotele maxime și tehnologiile pentru producerea energiei din surse regenerabile până în anul 2025. Prin această hotărâre de guvern s-au alocat suplimentar peste 400 de megawați pentru instalarea centralelor electrice care ar utiliza energia regenerabilă. Această capacitate ar asigura Republica Moldova cu o pondere de 30% ca din energie electrică să fie produsă din energie regenerabilă. Și iată, am ajuns la cea mai, cred că, interesantă pentru audiență, schema de sprijin, schema de sprijin cu autorizarea net. Din start vreau să menționez că această schemă de sprijin nu este dedicată celor care vor să facă afaceri în domeniul energiei regenerabile. Această schemă a fost concepută din start pentru cei care doresc în procesul lor de activitate să-și acopere consumul propriu. S-a menționat în cadrul ședințelor și în cadrul câteva prezentări despre consumul propriu și despre acoperirea consumului propriu de energie electrică. Bine, este corect să menționăm că această schemă de sprijin nu prevede ca beneficiarul să beneficieze sau să-și acopere cheltuielile la energie 100%, fiindcă energia solară sau orice altă energie din surse regenerabile nu are o aceeași pondere pe parcursul anului, de aceea schema de sprijin cu autorizarea netă ne permite nouă celor care dorim să ne acoperim consumul, o parte din consum, în cele mai bune cazuri el poate ajunge până la 90% din consumul propriu, să livrăm energia produsă în rețea și să o utilizăm când avem nevoie. Câteva indicii despre această schemă de sprijin. Capacitatea astăzi, la ora actuală, capacitatea maximă instalată, permisivă prin acest mecanism, este de 200 de kW putere instalată. Bine, noi pe parcursul ultimului an de zile am elaborat câteva campanii de informare, am elaborat și un ghid informativ, probabil mulți din producătorii agricoli au primit și prin poștă, inclusiv poate au vizualizat și un video cu privire la acest campanii de informare. Câteva puncte care aș vrea să le menționez. Noi am identificat 9 pași pe care orice producător din surse regenerabile și care vrea să beneficieze de această schemă de sprijin trebuie să le parcurgă. Astfel, primul pas care trebuie să-l facă orice beneficiar care ar beneficia de această schemă ar fi să analizeze potențialul solar al casei sale, să examineze acoperișul. De fapt, trebuie să vadă dacă acoperișul este orientat spre sud, sud-est sau sud-vest, fiindcă cea mai rentabilă parte este anume această parte. Bineînțeles, o altă etapă ar fi dimensionarea corectă a sistemului fotovoltaic. Trebuie să luăm în considerație că 1 kW putere instalată a unui sistem fotovoltaic ar cuprinde între 7 și 8 metri pătrați din acoperiș. Bine, primul pas care trebuie să-l facă orice beneficiar este să solicite avizul de racordare de la operatorul de sistem. Acest aviz de racordare nu trebuie să depășească puterea contractată cu operatorul de sistem. Dacă este nevoie, atunci beneficiarul trebuie să majoreze această putere contractată. Un alt pas este elaborarea și coordonarea proiectului electric. Este un pas obligatoriu care trebuie să fie coordonat la toate organismele naționale, începând de la Red Nord, ANRE sau Premier Energy. Trebuie să fie elaborat de către un proiectant autorizat. La fel, următoarea etapă ar fi executarea lucrărilor și montarea panourilor fotovoltaice. Aici recomandarea noastră este să contactați o echipă de specialiști care să aibă experiență și să aibă toate actele permisive în ordine. Urmează eliberarea actului de corespundere pentru admiterea în exploatare de către ANRE. După ce se instalează și este eliberat actul de corespundere,
se reperfectează actul de delimitare și se încheie contractul pentru aplicarea mecanismului de contorizare netă. Foarte pe scurt despre însăși ce presupune un sistem fotovoltaic. Un sistem fotovoltaic cuprinde mare parte câteva componente. Este vorba de panouri fotovoltaice, structura de montare sau structura metalică și invertorul. Mulți dintre dumneavoastră pe parcursul implementării proiectelor mă întreabă cum lucrează acest mecanism de contorizare netă și cum are loc livrarea energiei în rețea. În primul rând este bine să țineți cont că energia care este produsă de panourile fotovoltaice care probabil urmează sau le-ați instalat pe acoperiș este solicitată la locul de consum. De fapt, este consumată de către unitatea de producție unde dumneavoastră ați instalat aceste panouri fotovoltaice. Iar excesul de energie este livrat în rețea. În fiecare lună această contorizare a producerii de energie livrată și consumată este calculată de către furnizorul de rețea și dacă ați consumat mai multă energie decât ați produs, trebuie respectiv să achitați această diferență. În mare parte, mecanism sau această diferență este plătită de beneficiari, de obicei, în lunile de iarnă, în decembrie, ianuarie, februarie, când soarele este puțin și de aceea această producere de energie nu ajunge pentru a acoperi consumul propriu. Din luna martie și până în luna septembrie, octombrie, noiembrie este un exces de energie, deoarece soarele luminează mai tare și respectiv toată energia produse se acumulează de la lună la lună și se utilizează mai apoi în lunile când nu există soare. Aș vrea să menționez încă un lucru foarte important. Nu este recomandabil ca prin această schemă de sprijin contorizare netă să supradimensionăm capacitatea instalațiilor fotovoltaice sau de generare energiei din surse regenerabile. Fiindcă legea spune în fiecare, dacă se produce mai multă energie decât s-a consumat pe parcursul anului, atunci la sfârșitul anului distribuitorul de rețea este obligat să transfere în contul beneficiarului suma monetară a energiei produse, dar la prețul mediu al de cumpărare al energiei în anul precedent pe piața Angro. Respectiv, acest preț este un preț destul de mic și dacă mizăm pe faptul că vom livra energie și la sfârșitul anului ne va achita distribuitorul, putem avea surpriză că această sumă să fie destul de neînsemnată și respectiv investiția inițială nu își poate argumenta beneficiile. Bine, asta a fost pe scurt despre schema de sprijin contorizare netă. Noi, una din misiunile de bază al Agenției pentru Eficiență Energetică este să organizeze campanii de informare și să disemineze informația cu privire la domeniul energiei regenerabile, cu privire la domeniul eficienței energetice către publicul țintă. De aceea suntem deschiși către toți doritorii sau toți cei pe care îi interesează o investiție în domeniul eficienței energetice sau surselor de energie regenerabile, să vă punem la dispoziție prevederile cadrului legal și mecanismele de finanțare accesibile la moment în țara noastră. Mulțumim foarte mult, domnul Alexandru. Sperăm că producătorii tot mai mult se vor orienta și vor face investiții pentru a construi și instala aceste sisteme. În cadrul conferinței noi o să mai avem o prezentare în minutele ce urmează referitor la proiecte concrete de instalare a panourilor fotovoltaice pentru a ne asigura, spunem așa,
rezervă de energie.